bună din nou, doamnelor! Pentru că foarte multe dintre voi m-ați întrebat cum se calculează pentru o anumită vârstă, pentru o anumită lungime, orice fel de model. Deci această metodă este aplicabilă la orice fel de model, da? M-am decis să vă arăt. Eu vreau să lucrez cu un fir nou, asta e pe care nu l-am mai încercat, da? Alize Lana Gold Classic. Și pentru asta, pentru că nu știu exact cum va fi lucrul meu, am ales să fac o mică mostră, exact în modelul pe care îl voi folosi, da? Este punct leneș, toate ochiurile sunt pe față. Și pornind de la mostra mea mică, voi face calculele pentru obiectul pe care vreau să-l realizez. Eu aici am montat 10 ochiuri, da? Cu tot cu margine, dacă numărați, sunt 11, dar se tot scade, se adaugă la început și se scade la final ca să am această margine, da? Deci 10 ochiuri. Pentru 10 ochiuri și 10 rânduri, eu voi măsura mostra, depinde foarte mult de modelul dumneavoastră. Dacă aveți un model foarte elastic, la tricotat mai ales, modelele la croșetat nu sunt atât de elastice, trebuie să îl așezați întins, da? Cât de întins, nu foarte lăbărțat, ca să nu vă iasă apoi nici lucru foarte mic, da? Și eu voi măsura mostra mea, așa, întinsă. Deci eu la 10 ochiuri am 7 cm fix. Fix 7 cm. Ok, având aceste informații, eu voi calcula cât am nevoie eu pentru cardiganul meu. Deci, cu regula de 3 simplă, da? Presupun că toată lumea o știe, dar încerc să explic pentru cine nu știe cum calculez eu, da? Avem la 10 ochiuri, scriu ochiuri, da? Ca să știu exact ce am pe această coloană, da? Am 7 cm, da? Câte ochiuri, eu vreau să aflu câte ochiuri îmi trebuie mie, punem un X aici, da? X, A, B, orice literă doriți, asta este ceea ce trebuie să aflăm noi. Am nevoie pentru 60 de centimetri. Da? Scriem centimetri, X ochiuri. Ca să știm, așezăm aceleași unități pe aceeași parte, da? Acum, pe X îl aflăm, X-ul nostru se află înmulțind diagonala, împărțit la diagonala lui, da? Deci am 10 ochiuri, nu mai scriu că sunt ochiuri, că deja știu, da? Înmulțit cu 60 de centimetri și totul împărțim la 7, da? Și aflăm de câte ochiuri avem noi nevoie pentru um, 60 de centimetri, da? Deci am 10 înmulțit cu 60 egal împărțit la 7. Am nevoie de 85,7, da? 85,7 ochiuri. Pentru că nu o să pot să fac 85,7, mă gândesc dacă vreau mai îngust sau mai lat. Eu, dacă e virgulă 5 aici, pun 1 în plus, da? Deci am 80 aproximativ egal 86 de ochiuri. Deci așa aflăm exact ce avem noi nevoie să calculăm prin regula de 3 simplă, da? Facem o mică mostră, 10 ochiuri, 15, cum exact cum doriți, exact în modelul pe care vreți să-l lucrați și exact cu numărul de andrele cu care vreți să lucrați, da? Acum, dacă este un fir despre care chiar nu știți nimic, faceți această mostră, o încheiați, o spălați, da?
și abia apoi faceți măsurătorile. Da? Eu firul îl cunosc. Nu am mai lucrat cu el proiecte mari, dar cunosc firul. Și voi lucra exact după aceste dimensiuni, da? Deci X-ul, aici este important să puneți ce doriți să aflați sub unitatea pe care o aveți deja, da? Deci eu am 10 ochiuri, am informația aceasta și trebuie să aflu câte ochiuri am nevoie. În 10 ochiuri am 7 cm, în X ochiuri am 60 de cm. X-ul înmulțim diagonalele și împărțim la diagonala lui. Acum, dacă vreți, vă mai fac calculul și pentru rânduri, dacă aveți nevoie, da? Deci eu am în 10 rânduri am 3,5 cm. 10 rânduri. Să zicem că doresc să aflu câte rânduri am în 30 de centimetri, da? Pe X îl aflăm, înmulțim 10 rânduri, 10 cu 30, împărțit la 3,5. Și aflăm că X este 300 împărțit la 3,5, 85,7, la fel, da? Deci am nevoie de 86 de rânduri pentru 30 de centimetri. Da? Este foarte simplu, regula de 3 simplu, asta e tot, dar întotdeauna se merită și nu o să continui să o spun, să vă faceți o mică mostră. Dacă nu ați mai lucrat un anumit model sau un anumit fir, faceți o mică mostră, spălați, călcați în funcție de cum vă permite firul și așa veți obține cel mai bun rezultat. Sper că v-am fost de folos, că am făcut videoul destul de clar pentru toată lumea. Spor la calcule, spor la treabă!